pompierii profesioniști sugeveni au dovedit încă o dată că sunt printre cei mai buni din țară. Astfel, la faza națională a campionatului concursurilor serviciilor profesioniste pentru situații de urgență desfășurat la Sibiu, echipa sugeveană s-a clasat pe locul al patrulea, fiind doar la diferență de câteva sutimi de primele locuri, se arată într-un comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava. Concursul care a avut loc la mijlocul săptămânii trecute a constat în următoarele probe: realizarea dispozitivului la motopompă, ștafeta 4 pe 100 de metri, pista cu obstacole pe 100 de metri și scara de fereastră. Lotul reprezentativ al ISU Bucovina-Suceava a fost compus din 10 pompieri profesioniști. La startul competiției s-au aliniat 12 loturi ale Inspectoratului Județene pentru Situații de Urgență din județele Călăraș, Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Timișoara, București, Bihor, Arad, Satu Mare, Bacău și Sibiu. Un număr de 11 locuri de joacă din municipiul Suceava se află în mai multe stadii de modernizare. Potrivit municipalității sucevene, pe lângă cele 3 locuri de joacă, care sunt situate pe străzile Universității, Samuel Isopescu și Alexandru cel Bun, vor fi modernizate altele aflate la liceul cu program sportiv Belvedere, Luceafărului și Lalelelor. Modernizarea celor 11 locuri de joacă face parte dintr-un proiect de reabilitare a celor 73 de locuri de joacă existente în municipiul Suceava. Prin acest proiect au fost deja reabilitate anul trecut alte 10 locuri de joacă. 3 dintre acestea sunt situate în cartierul Burdu pe străzile Tineretului, Amurgului și Florilor, iar restul pe alea Venus în cartierul Georgenescu, pe strada Octav Băncilă în cartierul Zamca, pe strada Oituz, pe strada Stațiunii în cartierul Opcini, dar și cel din parcul de la Gara Ițcani. Investiția se ridică la peste 5 miliarde de lei vechi. A doua sesiune a examenului de bacalaureat s-a terminat pe 26 august, joi, cu un procent de promovabilitate de 87,6%. Candidații au susținut probele la două centre, la cel de la Colegiul Național de Informatică Spiru Haret și la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, examenul din această toamnă s-a desfășurat fără incidente majore. Au absentat 51 de candidați, iar din cei 589 prezenți au promovat 516, cei mai mulți dintre ei cu medii între 7 și 8. Pe parcursul celor 6 probe, un singur candidat a fost eliminat din examen în timp ce susținea proba orală la limba română, pentru că i-a sunat telefonul. Cei care nu au fost mulțumiți de primele rezultate afișate au putut depune contestații. Astfel, rezultatele finale vor fi afișate pe 3 septembrie. Până în luna octombrie, cadrele compartimentului de analiză și prevenire a criminalității din Inspectoratul Județean de Poliție Suceava vor derula o amplă campanie de promovare a numărului unic european 116000 pentru sesizarea dispariției copiilor. Campania se desfășoară în parteneriat cu Centrul Român pentru Copii Dispăruți și Exploatați Sexual. Inspectorul de poliție Ileana Iacob a declarat că numărul 116000 poate fi apelat gratuit din orice rețea de telefonie fixă sau mobilă. Președintele PNL Crin Antonescu va veni la Suceava pentru a superviza alegerile pentru șefii organizației județene a partidului. Scrutinul va avea loc sâmbătă în sala mare a Casei de Cultură, iar în competiție s-au înscris liderul interimar Alexandru Băișanu și primarul comunei Dumbrăveni Ioan Pavel. Crin Antonescu va fi însoțit de fostul ministru de finanțe Varujan Vosganian și de primarul Bacăului Romeo Stavarache. Romeo Stavarache va coordona campania electorală a lui Crin Antonescu pentru prezidențiale.